ședința Consiliului Local data de 30 septembrie 2021. Supun spre aprobare procesul verbal din data de 6 august de la ședința din 6 august și procesul verbal din data de 3 septembrie de la ședința extraordinară. Ați studiat dacă sunt probleme? Sunteți pentru, împotriva, abține? Nu semnate. Domnul secretar, dacă s-a aprobă, le semnează doamna președinte. Se după ce aprobă. Păi da, după ce aprobă. Sunteți de acord? Da. Ce să facem? Îmi pune rău cu tine, n-are nicio șansă. Pe ordinea de zi avem 12 puncte cu diverse 13 și domnul primar a mai venit cu o suplimentare, dacă sunteți de acord să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ion Dănuț. Împotrivă cine? Proiectul de ordine de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Comuna Burabăie și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Inițiator, domnul primar, și vă dau și cuvântul. Da, e vorba de copii cu nevoi speciale care se plasează la cursurile școlii speciale, aici în satul catolic. Doamna director de acolo, ați văzut adresa din spate, mi-a solicitat sprijinul în continuare cu deplasarea cu microbuzul școlar. Am mai aprofundat puțin problema. Fiecare copil merge cu un însoțitor. Deci e nevoie de microbuzul școlar în principiu, ca și cheltuială. Fiind vorba de cheltuială asupra bugetului local, nu mi-am permis să semnez protocolul de colaborare până nu trec prin Consiliul Local, pentru că forul superior care decide antrenarea cheltuielilor bugetare, sunteți dumneavoastră. Fac pentru care am inițiat acest proiect de hotărâri și o să-l supun aprobării în forma inițiată. Sunt înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? În unanimitate. Mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale, administrare și finanțare din bugetul local al Comunei Burabăie. Domnule primar, aveți cuvântul. În bunul la precedent am avut controlul Agenției Județene de Prestații și Inspecții Sociale Bacău, cei care oferă serviciile sociale în județul Bacău, cei care se ocupă de ajutor social, alocații complementare, alocații de stat, de tot ceea ce ține de ajutor bănesc din partea statului ca formă de protecție socială. În urma controlului ne-au fost lăsate 4 măsuri, 2 țin de compartimentul de specialitate, 2 țin de Consiliul Local. Prima o reglementăm prin aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale. E vorba de, să zicem, o trecere în revista tuturor serviciilor pe care le furnizăm de tip social celor de pe raza Comunii Burabăie. Nu oferim foarte multe servicii, nu avem centre de zi, nu avem centre de noapte, nu avem cămin de bătrâni, pur și simplu sunt serviciile clasice, ajutor social, alocații complementare, sunt susținere, ajutor de încălzire, sunt cele de bază. Faptul pe care de nou am inițiat un proiect de hotărâre și pe care vreau să supun aprobare. Înscrie la cuvânt. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, mulțumim. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Burabăie. Este cea de-a doua măsură lăsată de cei de la JECHIS. Noi, ca și primărie, avem aprobat regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate. E nevoie de un regulament de organizare și funcționare separat pe compartiment. Nu a putut fi extras din regulamentul mare care îl conține, a trebuit să dau o hotărâre separată pentru el. Înscrie la cuvânt, mulțumim. Cine este pentru? Toți. Abține din cuvânt, mulțumim. Fabric, proiectul hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și pentru proiectul extindere rețea energiei electrică, zona DG119, localitatea Burabăie, Comuna Burabăie, județul Bacău. Domnul primar. Și acum am reușit de la început în hotărârea de buget. Am promis pentru zona Pătrășcani, anul acesta, extinderea de rețea electrică pentru câteva case care sunt acolo, 3-4 case.
s-a concretizat efortul nostru, proiectul nostru, a fost trecut de către cei de la Delgaz Gris din Comisia Tehnică, s-a stabilit un quantum, l-ați văzut, e aproape 30.000 de lei, cu care trebuie să participăm la, ca și cofinanțare pentru derularea acestui proiect. Suma va fi mai mică pentru că va fi stabilită în urma unei licitații publice. Suma finală cu care noi vom contribui va fi un pic scăzută pentru că e o licitație publică și automat se vor licita sub prețurile. Astea sunt valori rentative. Nu e o sumă mare, noi deja o avem în buget. Nu trebuie să mai rectificăm bugetul în sensul ăsta. Cred că în scurt timp o să avem și firma care va face extinderea și să considerăm și acest proiect încheiat pentru cetățenii din Pătrășcani. Pentru cei din Zăvoie și de la Temelia, așteptăm... Nu Temelia, Capăta, în Bagna, zona Bagna. Da. Se construiesc. Și la Temelia. Da, la Temelia, nu știu. Așa o să putem demara un proiect separat după ce o să aprobăm prin Consiliul Local Planul Urbanistic General. Mulțumim. Dar să scrie la cuvânt, domnul Hagea? Noi de mult timp am promis, pe mandatul meu am promis că vom extinde zona Pătrășcani. Ce știu că era într-un tandem, așa, domnul Panțelu, și era urbanist. Știe, mă supin un pic că nu corelăm lucrările de la Pătrășcani, să facem aceeași extindere, bani cred că sunt în buzunar. Și la Bișan, acolo, unii știm că sunt ultimile case, mai trebuie 3-4 stâmpi, într-o parte 7 stâmpi și până la cu domnul Mar, da. Dar vorbesc că, cum am înțeles, nu e gata cu domnul. Domnul Bișan, dar ce a fost așa la care? Da, da, asta e sper să concretizeze și eu, păcat. Fără vorbire, e un drag, poate și un fiind grădină. Unde se oprește la Narcis? Da. La Narcis, ultima. Nu merge până la mai sub casa, ultima casă pe dreapta? Acolo era bine că era intravilanul, dacă aici au un stâlul 2, oricum se vor construi acolo și o să vină de urmă. Dar abia să scapă de capul de șanță. E prins tot intravilanul. E prins tot intravilanul. Da, e foarte bine. Deci suntem un stâmpul ăsta aproape unde a fost în alu neamase de tot. Păi e bine atunci. Deci e bine. Și abia să scapă de capul ăla care e pericol. Care e pământ, da. E în pământ acolo. Nu poți fac nișan, nu poți fac nișan. La 30 cm. Da. Haideți să ne scrim la cuvânt. Domnul Mihal, ce-am pus mâncare. E domnul Găman. Știu că a fost un proiect de extindere pe la Temelia, că s-a făcut proiectul, nu s-a tras și firul pentru ilumina publică. Sper că prindem proiect și iluminatul stradal, ca să nu mai fim nevoiți cum am fost atunci, să dăm alți bani și să mai întindem un fir în plus. Firele, toți sadatele de la momentul actual sunt cuprinse cu tot, deci trifazate, inclusiv inclusiv lumina lumea. Știu că am prins tura trecută, deci o trebuie să mai facem din nou alt proiect, aia ca să mai trag un fir. Mulțumim. Altcineva? Alte înscrieri la cuvânt? Sunt mulți la vot. Eu dacă mai vorbesc nimic după mine. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Gura Voie, județul Bacău, pentru anul 2021. Domnule primar? Da, produs și rectificarea făcută de guvern. Întâi ne-au luat, după aia ne-au dat. Wow! Wow, da, exact, wow! Suma cea mai consistentă reprezintă proiectul pilot masă caldă în școli. 261.000 de lei, sunt bani cu destinație exactă, nu pot fi cheltuiți în altă parte. Am derulat deja licitația în avans, așteptăm niște solicitări de clarificări pentru cei doi ofertanți și sperăm ca în cel mai scurt timp să ajungă semne și pe masa copiilor. Dacă mai avea pe masa cui să ajungă, că deja două clase sunt online. Proiectul e foarte clar, ghidul e foarte clar, în clipa în care copiii nu mai sunt la școală fizic, nu se mai dă semne și respectiv, parcă acasă nu învață. În fine, o lege gândită tot pe brânci. Am desfășurat licitația, o parte din bani sunt de la vânzarea ultimelor case la Rotunda
mai vândut 21 de case, de 73.000 de lei și restul diferența de la guvern, cum ați văzut în adresele de la finanțe, în tine au luat 18.000, după aia mai dat 80.000 și după aia încă 75.000. Banii, în mare parte, ați văzut cum am propus să-i cheltuim, nu nicio sumă wow, ca să zic acum că poți să faci mare cu sare cu ea. Am deschis cu ei niște obiective de investiții pe care intenționez să le depun pe Programul Național de Investiții Angel Salini. Le-ați văzut evidențiat în buget separat. Restul banilor sunt cheltuieli curente. Am cumpărat o remorcă la primărie cu care compartimentul de servicii și servicii a început să adună gunoaie. Ne vizitează din ce în ce mai des gara de mediu. Trebuie să îndeplinim măsuri. Cheltuieli curente pe care le administrăm. Dacă sunt alte nelămuriri cu privire la de buget, vă stau la dispoziție. Mulțumim, îmi scrie la cuvânt. O mare rugăminte la dumneavoastră. Instrumentarul obiectiv din echipă în ființare ți-a canalizat cu un laborator cu satele aparținătoare. Motoțesc, poținat, a captat PA 5.000 de lei. Este ok. Dar știm doar că sunt două sate care au apă. Curavăi, Bătrași Cantari, practic un singur sat. Normal, canalizarea trebuie în prima fază. Aici făcut proiectul. Că noi din Morin am făcut licitația publică la alimentare cu apă. Tocmai s-a încheiat. Asta durează 2 ani, știți foarte bine. Nu durează 2 ani. Asta ne bătăm cu apă rece. Deci vine odată să ne judecăm cu firma, cu Lux Transul, că n-au executat lucrarea, penalități, durează un an. Pe urmă, licitație publică, încă un an jumătate. Haideți să facem gura băi cu Bătrășcani care au apă curentă și pe urmă să gândim cu legate. Dumneavoastră e decizia dumneavoastră, eu. Da, și e mai bine pot treaba aici asta. Ia 5.000 de lei înființare, sursă alternativă. Asta înseamnă rotunda, vorbesc. Nu? Sursă alternativă cu alimentare în gura băi, ce-a însemnat? O să vă răspund. Vă rog să-mi răspundeți. Ea va cheltuie peste de schimb, tot am aprobat, la 70.000, poate 20.000. Da. În rest, poate ok. Mulțumim, domnul. Dacă v-ați mai fi pus puțin la curent cu noua modificare legii 98, ați văzut că au apărut o serie de modificări bune date de guvernul Cățu, prin care s-au scurtat foarte mult perioada de licitații. Eu știu deja cele 5 firme ofertante, nu se mai așteaptă decizia Curții de Apel, se așteaptă doar decizia CNSC-ului în cazul în care există contestații, iar eu pot încheia direct contractul cu constructor după decizia CNSC-ului. Orice procedură acum de achiziții publice durează maxim 6 luni. Maxim 6 luni. Atâta vreme cât instrumentezi cum trebuie problema, nu ai de ce să fii problem în derularea achiziției. Doi la mână, nu trebuie să aștept decizia tribunalului cu privire la firma Felix Transbac, e un proiect separat pe acțiuni în pretenții, prejudiciu, se va finaliza când se va finaliza, îmi va da banii când mi va da, asta nu mă obligă să aștept eu să termin dosarul cu el, că eu nu am cerut să-l oblig pe el să termin lucrarea. Eu am cerut prejudiciu. Licitația a fost desfășurată alimentare cu apă, s-au depus 5 oferte, la rubrica de vești o să vă spun și firmele care au ofertat și sub forma de asociere. Cert este că la sfârșitul octombrie, din discuțiile cu firma de consultanță, o să deliberăm câștigătorul. O să dureze probabil, dacă o să fie contestați, deși am o îndoială, pentru că s-a majorat quantumul cotizației pe care trebuie să o pui în caz de pui contestații, nu mai merge cu 100-200 de lei, are o valoare foarte mare, pentru că și lucrarea are o valoare foarte mare și nu o să-și permite chiar... Cât l-au spus din proiect? Se duce aproape 10%. Nu să-și mai permite orice de ăsta chibiți care s-au băgat în licitații ca să încurce și să-mi facă mii contestații ca să mă mai amâni nu știu cât. Deci din start asta să fie scrus. Eu vă spun ferm astăzi că la sfârșitul anului 2022, sper în luna decembrie, apa să curgă în toate satele. Am dat termen de execuție 6 luni. Nu am lăsat 12 luni, nu 24 de luni. Am scris termen de execuție în caiet de sarcini 6 luni. De asta s-au înscris și foarte puține firme. Nu sunt multe firme care au puterea să termine lucrarea în 6 luni. Al doilea lucru, m-ați întrebat de sursa alternativă de apă.
tot pe BND-ul ăsta, Angel Salini, am discutat cu un consultant care mi-a spus că mă ajută și mă susține să găsim o sursă proprie de apă pe viitor, puțuri forate, să nu depindem neapărat de un furnizor mare de apă. Dacă tot s-a deschis acum acest program, când zice că e plin de bani, de ce să nu investesc, accept și o măsură de asta care momentan este gratuită? Știți foarte bine cum se depune pe PND, exact ca PND-le. Eu anexa 3, un deviz general pe care o să trece prin Consiliul Local în următoarea ședință, îl depun. În clipa în care va intra pe lista sinteză a Ordinului Ministrului, se încheie contractul de finanțare, dacă îl prind, e bine făcut. Eu sunt pregătit să depun cât mai multe cereri pe cât mai multe obiective. Nu mă condiționează nimeni să depun numai pe un obiectiv, pe canalizare sau pe apă sau pe drum. Eu vreau să depun pe toate. Pe care prin finanțare, bine primit. Deci vreau să găsesc și o sursă alternativă de apă pe viitor. Pentru că indiferent cine va opera rețeaua de apă, după cum se vede, problemele o să fie în continuare cu furnizarea apă. Bine să avem și noi o sursă de apă noastră. Nu ne costă efectiv nimic. Eu am pus 5.000 de lei în ideea ca să o prind în buget ca investiții, să o am evidențiată, dar la acest moment, această lucrare de care ați amintit, nu ne costă pe noi niciun leu din bugetul local. Mulțumim, consilier. Sunt de acord, este ok și este foarte bine. Și aici se discuta și foarte multe comune au băgat proiect de alimentare cu apă prin puturi de forare. Toți au luat-o, știți foarte bine, că așteaptă câte două ore pe zi să îi dea o leacă de apă. Și ăla așteaptă în cel mare tot, fiindcă pânza de preapică se subțiază. Știm sigur, știm bări primatice și tot așa. Este bine, dar trebuie gândită foarte bine, la proiectant foarte bun, apoi putul ăla de forare să-l avem într-o zonă care să ne asigure debitul pentru cât mai multe, chiar și la acolo, la Părâu, Tomasul, la Dumbrava. Ar fi ok de acolo, și rotundă, asta e, să asigur și este foarte bine, vine apă minerală. M-am aici la cheltuieli de personal, premii, avem de la premii la personal? Da. Au fost prevăzute și în bugetul anului acesta, la cheltuieli de personal, fondul premier, se cheamă. Sunt un primar care apreciază munca angajaților și o să o apreciez întotdeauna acolo când e cazul. Și articolul 26 din legea 153 îmi dă voie să acord un premiu pentru un volum de muncă ce depășește volumul de muncă în mod obișnuit. Unui angajat, mai multor angajați, în cuantum de două salarii minime pe an. Sunt angajați în primărie care și-au dat interesul, au implementat nomenclatorul stradal, a fost o muncă fantastică, au corelat erorile din teren cu cele din calculator. S-au zbătut ca să definitiveze niște proiecte și este modul meu de a-i remunera pe fiecare cu cât se poate, puțin acolo, cu o sumă de 200-300 de lei în mână, să vadă că munca lor este apreciată. Nu este, nu știu dacă e ceva ieșit din comun. Puteți verifica în legea, articolul 26, legea salarizării, prevede acest lucru. Mulțumim. Alte înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind desemnarea candidaților Consiliului Local al Comunei Burabăi în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comunei Burabăi și în Comisia de Evaluare și Asigurare Calității în Învățământul pe Universitar. Domnul primar. Eu, început de anul școlar nou, mi s-a solicitat să reconfirmăm membrii din Consiliul Local Liceal la școală și a apărut și această comisie de evaluare și asigurare a calității în învățământul preuniversitar. Propunerea mea pentru dumneavoastră e ca pentru membrii în cea să rămână tot aceeași pe perioada întregului mandat, domnul Antohi și domnul Lazar, și faceți o propunere pentru acel membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Asta e propunerea mea. De la bun început am gândit-o că atunci când desemnez doi membri în CIA, țin pe tot mandatul, nu trebuie să dau în fiecare an. Doamna director e un pic mai fricoasă, așa, și o să înceară în fiecare an să reconfirm. Da.
În scrieri la cuvânt? Doamna Nache, cred că deja e în... Nu, da, nu. Nu. Deci este deja în CEA. Propunerea a spus. Membrii să rămână domnul Antur, domnul Laura, care a fost până acum, și un alt membru în comisie. Dar se poate și din cei doi să facă parte un... Asta să hotărască din consiliul local. M-ar bucura să mai fie și alții, să mai vadă și cum desfășoară alte activități. Nu-i mult să-i spune. Doamna Bucu, pe cine propuneți? Doamna Antor. Sunteți de acord? De acord, cine este pentru? Suntem de acord toți. De acord. O să votez. Da, să se poate. Deci domnul Antoi, domnul Lazar și domnul Anton Radu Leonid să facă parte din Consiliul de Administrație domnul Lazar și domnul Antoi și domnul Anton din Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității în Învățământ. Și din partea domnului primar, doresc că rămâne pe domnul primar. Sunteți de acord? Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare a unor persoane fizice. Domnul primar sau domnul viceprimar? Auză, deci cum se scut proiectul de hotărâre și poate unica împreună în hotărâre cu un regulament de a scuti cei care îndepărtă niște criterii de a nu pentru a fi scutiți taxele de salubritate. S-au strâns până această dată cererile, consider că cine a avut depus cereri cu documente justificative în spate, le-a depus. S-a întocmit o comisie de evaluare, a fost o invocată în preambulul hotărârii. Comisia de evaluare nu s-a desfășurat așa de pe zi pe alta. Noi am tatonat terenul pe perioadă îndelungată. Polițistul local a stat în spatele mașinii. Noi am avut listat cu persoane care au făcut cereri, le-a verificat dacă sunt acolo, au fost cei de la recensământ în teren. Din nou i-am rugat să fie atenți la persoane care locuiesc acolo și s-a întocmit acea listă din spate cu persoane care nu locuiesc sau nu mai locuiesc pe raza comunii Gurabăi și nu generează gunoi. Acum, rugămintea mea la dumneavoastră e simplă. Dacă din lista pe care v-am spus-o în spate cunoașteți pe cineva, poate nouă ne-a scăpat, știți pe cineva care totuși el a declarat că nu locuiește, dar știți să-l vedeți zilnic în gospodărie ca să-l supunem la vot și să-l scoatem de acolo. Iar ca amendament, domnul secretar, la proiectul de hotărâre, pentru că ne-a scăpat în clipa în care am redactat proiectul, amplasamentul rotundar să fie scutit de taxa de salubritate. Pentru că cei care ocupă acasă acolo deja le se generează gunoi pe locuință. Și nu e ok pentru că ei chiar nu beneficiază de serviciu, nu urcă nicio mașină la ei acolo și încă nu și-au definitiv acasă. O să îi punem la gunoi în clipa în care o să definitiveze casele și o să vedem că totul e funcțional acolo, o să ducem niște containeri și o să stabilim ce la un preț pe o zi pe săptămână să urce și acolo. Dar până nu facem chestia asta, nu e normal și moral să-i impozitem. Deci, da. Astea sunt rugămințele mele și amendamentul meu. Haideți să punem la vot la amendamentul domnului primar, dacă sunteți de acord. Da. Cu scutirea plății. De la amendamentul. Nu, cu amendamentul, clar. Amendamentul. Doar amendamentul. Amendamentul. Acum, doar amendamentul domnului primar, privind generarea din noi caselor de la rotunda. Corect. Și acum, înscrierea cuvânt pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei. Domnul Mihal, aveți cuvântul. Da, îmi pare rău. Nu vă votați acolo și vă consiliați de ele. Voteze cum le dictează conștiința. Mai bun, citesc aici române, nu pot să dau. Care e motivul? Doamne, așteptați. Nu vă votați pe tine, domnul, vă rog să fiți disciplinat. Rup, doamna președinte, să vă exclude două ședințe ca pe mine. Deci, citesc un nume aici, care știu sigur că are bani. Este o rușine să spun să-l scutesc. Pentru cât e taxa? Am votat odată pe casă. Deci nu le-am luat pe... Dar când citim un nume, numele trebuie să numesc taxa pe casă. Să suportăm din bugetul local. Este o nedreptate crasă. Adică fac o nedreptate cu cel care își plătește și achită, cu cel care, chiar dacă e scris un nume, și nu-i dezbaterea moștenirii, dar mai sunt cinci frați.
pe când vor vinde, dau un exemplu, la socul meu, nu dau pe X sau pe Y, din comună la B. Sunt 5 frați. Când vor dezbate moștenirea și te vreau 1 miliard de casă. Și eu scutesc unul la Constanța, unul în Spania, unul în Italia și eu nu plătesc. Nu se poate. Deci, în principiu, sunt care merită, vă rog, cu mult discernământ. Luați om cu om. Că nu pot să spui că ești și îl dau acum domnul primar, dar separat, că nu este corect. Vă arăt acum, că și vreați acolo să locuiesc din casa aia, sunt prea scutit. Nu este posibil. Tocmai de asta nu cine plătește poate? Ca să-i spuneți numele. Eu de asta nu numele. Este treaba personală de specialitate din aparat poziția. Este de prima dată. Da o discuție. Domnul Tătaru, vă întreb acum. Dumneavoastră, în satul Dumbrava. Da. Isai Aneta. Da. La Căruia. La Franța nu locuiește nimeni. Nu mi-a fost discuția. Casa aia trebuie plătită. Plătești impozit, dar nu vă duci în voi. Nu vă duci în singur lucru. Ați votat că se plătește pe casă? Da. Și acum cum o scuteți? Lăsă-mi doar contradicție. E problema dumneavoastră. Eu stau cu tata nu. Și-a dat dumneavoastră. Și-a dat și tata a dat dumneavoastră. Este o speță diferită. Domnul dar nu se poate ca o casă să nu fie. De unde plătim diferența? Ajungem ca în secolul 1 să stea cu noi pe aici și ajungă toată lumea pe șansă. Nu voi vota acest proiect. Doamna președinte, haideți să încă o dată să vă explic. Eu am început să-mi două de persoane care... Nici măcar nu punem din bugetul local. La modul cum am venit taxa de salubritate și cum am mulțumit. Vă dau un exemplu. Mai sunt, noi suntem la zi cu plata până acum. A venit pe august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Mai sunt 5 luni de plată. E medie de 30.000 de lei pe lor. 1.500.000 mai avem de plătit. La progres. Eu nu pun nici de ce. Eu m-am de încasat pe real, pe casă, cum a stabilit-o, cu 2 miliarde și asta. Eu nu pun nimic din bugetul local. Nu pun, înțelegeți? Doi la mână. Cum puteți să vă duc acum, cui să cer la dispensarul de lângă domnul Vârlan, să-i spun să-mi plătească gunoi, pentru că e o clădire în picioare, nu e o casă. Să-i spun să-mi plătească gunoi, nu, cum îl cheamă, care e plecat prin Canada. Chicherada. Da. Dar nu mi-a generat gunoi, nu? Păi înseamnă că nu trebuia să votăm pe casă. Gospodăria respectivă nu generează gunoi. Păi înseamnă că am votat prost pe casă. Doar nu casa, generează gunoi, oamenii din ea. Bun. Și ce n-am lăsat pe oameni? Păi cum să lăsați pe oameni? Că nu mai încasam bani de vreo 1000 de ani. Păi așa am încasă nici pe casă, nici pe om. Dar pe care om să încasez? Dacă casa e părăsită sau e gata dermat. Important e noi să adunăm cu stări să se plătească. S-a votat pe casă. Dacă mai sunt scrie la cuvânt. Mai sunt scrie la cuvânt. Damian Angel. Domnul Mihalcea, mai aveți întrebat? Mai aveți întrebat? Păi eu am întrebat, dacă mai aveți ceva de scris. Deci, Damian Angel. Vine plecați de cu mașina aici, ia de aici pătrunzea, se vinde la piață, și nuci și pierde. Considerați că trebuie să plătească impozit pe casă sau trebuie să plătim. Scrie aici. Și puneți la vot. Nu mă votez de așa ceva. La vot. Nu pot să-l supus să-l exonerez pe domnul Damian, mașina are, de aici ia pierzele, de aici ia plunele, aici generează și gumoiul. Revin. Și, nu, dar am dat un exemplu și nu vreau să vă dau. Scoateți la vot, spuneți la vot. Ar trebui să spunem la vot nominal. Mie nu mi se pare sunt 300 de persoane. Îmi dați mie voie să pun și una părere. O să vedea? O să scrie să vă. Consider că atunci când am votat taxa de salubrizare, am votat pe familie. Da. Nu pe casă, nu pe locuință, pe familie, domnul Mihalcea, dacă mi-aduc bine aminte și sigur mi-aduc aminte. Pe casă locuibilă. Casă locuibilă. Dar nu mi se pare normal dacă părinții mei au decedat și la casa respectivă nu mai locuiește nimeni. Nu mă poate obliga nimeni, nici Consiliul Local, nici domnul primar, nici nimeni, ca eu să plătesc gunoiul pentru acea gospodărie. În primul rând, acea gospodărie nu mai furnizează gunoi și atunci nu mi se pare normal eu, ca moștenitor, și împreună cu frații, surorile mele, să plătesc acea gunoi pe care casa respectivă nu o produce. Când mă duc și îngrijesc acolo, sau mi-am pus o mână de pătrunjel și m-am dus și am cules-o, nu cred că generez gunoi. Sau dacă chiar am generat o pungă de gunoi și o arunc la containerul de la acolo selectiv, că m-am dus cu un pet de apă și l-am consumat cât am muncit acolo și l-am aruncat la, pe stradă la un container de masă plastică și nu cred că sunt obligată să plătesc
ca cel bun. Acesta este punctul meu de vedere. Și voi vota... Deci, dați-mi voi un pic. În noile reglementări ale, cum să vă spun, ale, ale legislației din mediu, dar și cele fiscale, nu poți să pui un serviciu să plătească un om care nu beneficiază de el. Noi personal am urmărit pe domnul Damian Angel. Muncii nu scoate gunoi niciodată. Poate pune la vecin. Deci, asta e problema lui, dar nu s-o plâns nimeni niciodată. Plus că dacă mergem pe deal, pe gura voi, sunt foarte multe case abandonate. În toată comuna. Și în toată comuna. Deci case abandonate în toată comuna. Ne facem, știți, pentru nimic. Pentru nimic ne facem și de rușine la o adică. Că oricum banii nu-i încasez. Eu îi las, eu îi las, oricum nu-i problemă. Dar eu curg și curg și curg și nu se încasează niciodată. Am eu pe vibrator, eu din. Domnul Dăra, nu știi cum e. Da, da, te-ai setat telefonul? Da. Domnul primar, până la urmă, noi cât bani adunăm pe gunoi? Într-un an? Într-un an. 3 miliarde. Iese cu cât gunoi dăm și noi? Suntem chit? Suntem. Asta ne interesează. Noi să luăm din bugetul local? Nu, să... Rețineți, consemnați, nu se pune niciun leu din bugetul local. Nici nu este, loc, nici nu este legal. Nici nu rămâne restanță ca să fim. Nici nu rămâne restanță. Da. Mulțumim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Cine da. Este? Domnul Gama. Da. Bine, e vorba de gunoi menajer, în primul rând, nu? Da. Deșeul de construcții sau ce. Dar totuși ar trebui urmăriți. Bine, de exemplu, el zice că are rezidență în Italia sau în Germania. În cazul în care se reîntoarce. Și va produce mai bine. Aia să fie pus la plată înapoi. Probabil o vom înțelege. M-a scăzut la gunoi, e aprobat în Consiliul Local și el nu va plăti gunoi chiar dacă se reîntoarce sau... Păi de asta am și supus aprobării în gunoi. Dacă vine cineva să urmărească, când ridică gunoiul și de unde ridică, dar acum sunt numerotate în fiecare gospodărie. Domnul viceprimar vrea să vă dea... Uitați aici. Domnul Mihalce, lăsați-mă să dea domnul primar. Domnul viceprimar, trebuie să-i dea un răspuns domnului Gamar. Domnul Gamar era la... Țin să vă spun că în fiecare marge, poate fiecare marge, poliție locală, este după mașina de gunoi. Are și acea listă și urmărește să vadă dacă se scoate, dacă nu se scoate. Ce înseamnă că... Dacă ieșim cu prețul care plătește primăria către ADIS, nici o problemă, e ceva normal ca un om sau o persoană care locuiește în zonă și are rezidență și în Italia și nu produce, e normal să plătească, eu așa văd. De asta și procesul care urmărește chestia asta. Așa văd. Și impozite pe pământul, pe teren, e altă treabă. Da. Mulțumim. Domnul Mihai. Mulțumesc. Și îmi cer scuze, este ultima interpelare. Îmi dau întrebări. Cresc și mie rușine, trebuie să spun așa ceva. Cine e bun? Bătrânul care cam hamar cu el, soția nu trăiește. Nu generează cu noi? Da, au două case. La unul nu generează. Dar e în construcție. Mătăsarul Gheorghe. E aici, lângă casă. Lângă primărie. Nu generează cu noi? Ce contea mea primărie? E așa apă de la cisternă, de aceea, de la... Se aprobă, uitați-vă. Schiți. Se aprobă. Și cât mai? La notăsarul se aprobă. Dacă scrie tot, se aprobă bine. Da, bă, da, citesc la felicitări, se aprobă. Fără la nevon, fără la nevon, chiar nu și bun. Dar eu, pe care decizia dumneavoastră, dar creăm un precedent. Vom crea următorul precedent. Bă, dacă ăla nu plătește, eu de ce să plătesc? Nu, se creează nimic. Mulțumim, mulțumesc, doamna președintă. Supun la aprobare, spre aprobare proiectul de hotărâre privind scutirea taxei de plată conform tabelului atașat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, nu am întrebat. E terminat. Mulțumim. Anul 2021. Trecem la punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă, satele Temelia, Coltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, județul Bacău, proiect de executat. Domnule primar. Bine, inevitabil s-a produs. Eram sigur. Eu v-am spus la ședința trecută, când cer marea cu sarea, dar eram,
mare parte convins că nu o să mai obțin niciun leu în plus pentru alimentarea cu apă. Răspunsul aveți în circulare, dacă l-am atașat-o la... Suntem, mai să plecă 5 comuni care mai au PND-le unul eternat în toată țara. Ultimii bani s-au alocat în luna ianuarie pentru definitivarea acestor proiecte. Orice sumă în plus se suportă din bugetul local pentru terminal. Este evident faptul că la minister, de la minister avem o sumă aprobată pe care trebuie să o cheltuim, dar diferența până la oferta de, oferta financiară care va depune câștigătorul, va trebui să o suportăm din bugetul local. Această hotărâre prefațează și exprimă avizul Consiliului Local că vom derula acest proiect cu surse de la bugetul local. În termen de 30 de zile de la data declarării câștigătorului, o să vin cu cheltuielile de angajament și eșalonare pe an, pe care tot Consiliul Local le va aproba, pentru terminarea lucrării. Mulțumim. Înscrie la cuvânt. Domnul Mihalcea. A spus că e ultima dată. Pentru acest proiect... La proiectul la proiectul acest proiectul ăsta, chiar că... Sunt de acord, este foarte bine venit, fiindcă trebuie să terminăm investiția. Dar era bine cumva, nu știu, de acolo. Dacă ați observat o explozie acum în ultimii două luni, și s-ar putea ca cei constructori să vină, să lasă lucrările cum lăsați lucru trans. Atât am spus, voi vota. Avem norocul că ședința anterioară am aprobat devizul general actualizat la zi. Deci nu are vechime de o lună măcar devizul. Prețul s-a mai stabilizat așa între timp. Lucrarea este ofertantă și mi-au confirmat toți ofertanții că este la banii buni și corecți. Mulțumim, alte înscrieri. Să spun la... Aș face o paranteză. Am început cu proiectul ăsta care nu ne-a cu Păghirița, cred că așa o să rămână. Și a început cu Păghirița, dar o dă mâna, voi trebuie să dă mâna aici. Vreau să întreb și eu, datorită faptului că materialele de construcții și orice deja aproape s-au duplat ca preț, Pe ce s-a scumpit materialele și la contribuirile de bugetul local sau se încadrează de... După terminarea contractului, după semnarea contractului, dacă prețurile vor mai suferi expunții, este ordonanță de valoare 1.5, care permite ajustarea de prețuri, dar doar la solicitarea constructorului și pe anumite categorii de, cheltuieli. Dar asta vom vedea după semnarea contractului. Momentan, devizul este bun, lucrarea este adusă la zi ca și valori, și este ofertantă pentru, cei care lucrează. O să vorbim la diverse cu chestia asta. Domnul primar, dar diferența asta de bani rămâne așa, păi, dar cine? Constructorul? Administrator? Cine a fost? Ordonatorul de credit? Până la banii ăștia noi punem din coșul local, da? Cine trage la răspundere? Este exact ce v-am spus mai devreme când a răspuns domnul primar. Da. Această sumă care o pun din bugetul local, da, constituie valoarea de prejudiciu pe care eu cer fostul constructor în instanță. Am dosat la judecătoria sectorului 1 cu el. Altceva, asta e înscrie la vot. Supun la, vot proiectul de hotărâre privind alimentarea cu apă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiție extindere rețea apă potabilă în satul Muravăiei, comuna Muravăiei, de Zucavă. Domnul primar? Era evident că o să încerc toate liniile de finanțare. Acest obiectiv de investiție este prins deja pe lista sinteză la CNI, dar vreau să-l depun și pe PNI, pe Angel Salini. E vorba de rețeaua de apă care trebuie să ajungă și pe partea de sus a, satului. Vreau să depun și această cerere de finanțare după aprobarea hotărârii, care se mișcă mai repede. Se mișcă CNI-ul, se mișcă Ministerul Dezvoltării și dă drum mai repede. Unde se mișcă mai repede, renunță în partea alta, dar eu nu vreau să, pierd, adică vreau să depun și aici. Unul din până mai multe locuri, cu atât mai multe șanse de, realizare. La fel, a doua hotărâre din spate se referă tot la așa și vă propun tot pentru operativitate ultimele patru, proiecte de hotărâri, să le aprobăm în bloc, cu mențiunea următoare. Deci, proiectele 9 și 10
sunt legate între ele. E vorba de extinderea de apă, 11 și 12, e vorba de modernizarea infrastructurii rutiere. Dacă v-ați uitat puțin în devizul general, na, asta e ghinionul comunii Gravăi. Când s-a elaborat ordonanța privind Arhia Salinii, s-a introdus un articol și a spus, pot fi asfaltate doar drumurile care au, sau zonele care au implementat deja apă canal, sau nu sunt supuse proiectelor de tipul acesta. Deci nu pot fi asfaltate drumurile care nu au terminate pe ele alimentare cu apă și canalizare. Foarte bine. Și nu-i logic? Fapt pentru care am scos din DALIU, din documentația de lucrări de intervenție, am scos de acolo indicatorii pentru următoarele drumuri, pe care nu o să avem rețea de canalizare. Drumul la Motocești, de la drumul județean, drumul de la intrare în Pătânata până la primele case, în Pătânata de jos, și drumul din Temelia până la școala la Pătânata, unde nu o să avem lucrări de canalizare. Acestea sunt singurele drumuri eligibile, pentru care voi da declarații proprie răspundere că proiectul de canalizare nu va trece pe acolo, ca să poată fi trecute ca investiții. Sunteți de acord să votăm cele patru proiecte în bloc? Da. 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 Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mai e suplimentarea. Așa, și mai avem suplimentarea cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ion Dănuț din satul Motocești, Comuna Gravăi, pentru înmormântarea doamnei Cocarce Adriana, persoană beneficiară de ajutor social. Da, domnul primar. Am avut o doamnă, o băbuță de la Motocești, Cocarce Adriana, am avut-o la social, nu a fost foarte înstărită, m-au rugat rudele, dacă putem să-i ajutăm o sumă de bani pentru cele necesare. Nu avem prevăzut în bugetul. Mai sunt prevăzute. Am zis că... 1000 de lei. Am zis că 1000 de lei. Nu, nici nu acopere, nici nu se îmbogățesc. Își fac și treaba... Face mult. Adică ai mare? Asta e. Suntem oameni și dacă tot îi avem un buget, na, putem să ajutăm. Înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Două lucruri o să vă aduc la cunoștință. Primul este că am semnat protocolul de predare a drumurilor prevăzute în lucrări la primă urgență către CNI, pentru că s-a terminat achiziția. Este declarată firma câștigătoare. Așteptăm să ne se comunice și nouă documentația DTAC în vederea emiterea autorizației de construire. O să ne mișcăm cât de repede se poate. Sper să prindem vreme favorabil, să apucem măcar la finalul ăsta de an, să asfalteze acei 3,8 km care sunt la CNI. A doua este că luni, la ora 3, s-a încheiat depunerea de oferte pentru alimentare cu apă. Au fost presiuni foarte, foarte mari. Sunt un pic dezamăgit de proiectantul pe care l-am ales și l-am ales prin prisma faptului că a lucrat cu dumneavoastră înainte, că știi proiectul, l-a știut pe naiba să le ia. Am avut solicitări de clarificări pe tehnic, de ea a zis că nu e adevărat. Dar, într-un final, am scos-o la capăt, s-au solicitat amânări și amânări, n-am acceptat nicio amânare. Deci termenul a rămas bătut în cui, cel prevăzut de legii, s-au depus oferte. S-au înscris 5 ofertanți. Unul singur este ofertant unic. Restul sunt asocieri, lucruri care mă sper, puțin. Dar asocierile sunt de firme bune, nu de firme rele. Deci firme pe care le-am verificat, am întrebat în stânga și în dreapta, sunt firme serioase. E vorba de Alconep cu Gironap, Capital Invest cu Norsonic și cu Autotrax. Mai sunt două care nu sunt din zona de la noi. E la For Service-ul de la Cumănești cu altcineva. În principiu au recenzii bune până la lucrare. Nu sunt țepare, nu sunt... Sunt oameni care își duc la capăt treburile. Asta mă bucur. Rămâne acum, împreună cu consultantul, am făcut procesul verbal de vizualizare a ofertelor. Consultantul de astăzi începe să descarce pe rând toate documentele, formularele duale, pentru analiza oferte tehnice și oferte financiare. Doar că își dorește foarte mult, fiind vorba de asocieri, să verifice minuțigos. Și astăzi a fost la mine și am spus, dă-mi te rog un termen la care eu declar ofertantul câștigător. Adică eu declar. Și vreau să domnul primar, la sfârșitul lunii octombrie, veți avea ofertantul câștigător declarat.
Dacă nu sunt contestații, se încheie contractul. Dacă e contestații, mergem la CNSC. După decizia CNSC-ului, se poate încheia cu ofertantul declarat câștigător de CNSC. Așa spune noua modificare a legii achizițiilor publice. Nu trebuie să mai aștept judecata la Curtea de Apel. De ce? Pentru că, în practic, s-a demonstrat că 99,93% din deciziile CNSC-ului rămân în picioare și la Curtea de Apel. Și au spus că șansele ca să pierd la Curtea de Apel, dacă CNSC-ul e dreptate, sunt foarte, foarte mici. Și ăsta e un lucru îmbucurător. Încă o dată, spun și cred din tot sufletul că anul viitor, pe vremea asta, v-am spus, am dat un termen de la semnarea contractului de 6 luni, termen de execuție, posibil să accept în caz de cazuri extreme o prelungire de 1-2 luni, dar pentru mine, anul 2022, finalul anului 2022, trebuie să mă prindă cu apă în dumbrava, capă, temelia, motocești pe urmă. Asta rămâne dezideratul meu și o să fac tot posibilul pentru asta. În rest, activitatea o vedeți, s-a marcat un județean. Mai multă câte o stație de autobuz, încercăm să creăm condiții cetățenilor din Comuna Gurabăi, în paralel lucrăm și la alte proiecte, ne vedem în ședința viitoare cu niște indicatori tehnico-economici pentru rețeaua de canalizare la care se lucrează. La înființarea resurse alternative de apă, v-am spus, din păcate pe Angel Salini nu s-au dat norme și pentru gaze. Noi suntem pregătiți cu devizul și cu SF-ul pe gaze să-l depunem. Suntem în fază foarte, foarte avansată. Deocamdată guvernul nu a emis norme de aplicare pentru gaze. Nu a stabilit costuri maximale, nu a stabilit absolut nimic. În clipa în care vor depune, suntem pregătiți și pentru gaze. O să mai vină o rectificare de buget. Asta e o informație sigură, dar sunt convins că va veni undeva când o să mai avem timp și mai târziu. Mulțumim. Domnul viceprimar? Domnul Mihalce? Mă bucur, sunt de bune, în sensul că știu ce am întâmplinat noi, domnul viceprimar, cu firmele care erau asociate. Una dădea faliment, venea alta de la București, nu avea nici o posibilitate legală de trage la răspundere. Este bine că s-au mutat termenele, este bine și asta este binele cetățenilor, cu mențiunea. Și Ana a luat un cuvânt greu de spus, nu luați în considerare prețul cel mai mic. Nu întotdeauna așa a fost. Una din greșelile care nu mi-o iert, că 2-3 că am fost primar, că am acceptat întotdeauna, că așa era regula, venea Curtea de Conturi, zice, le-a acceptat pe ăla pe locul 2, că avea preț mai mare, ai avut să o da bani. Am luat prețul cel mai mic, drept bază. Nu! Nu întotdeauna prețul cel mai mic înseamnă firmă serioasă, competentă, cu calitate materială și cu utilaje și cu personal specializat să iei pe lucrări. Luați firmele serioase și consultați-vă cu ANAP-ul, firme serioase care se execute lucrarea la termenul care vrea să vă existe. Pregunite de ce nu la dumneavoastră și așa mă. Mă bucură toate treburile astea și așa trebuie să fie. Asta este normalitatea. Referitor la cine e, știu sigur, mi-a dat și pentru de gaze, era, nu se simt acolo, vreo 40 de dosare de la gaze, pentru gaze, domnul Țelea, domnul față, nu știe mai bine. Eram undeva prins pe acolo și eram și cu iluminat strada la poziția 35, după aia ne-am mutat la 830 pentru... Iluminatul stradal? Cu panoul. Modernizarea infrastructurii de iluminat. Energia verde. Am fost respinși de către administrația fondului de mediu pentru datorii la bugetul local. La bugetul de stat. Certificatul fiscal nu era curat. Și l-am făcut, am achitat, aveam oameni în sine de acolo. Suntem în procedură de judecată la Curtea de Apel Bacău, la judecata FMI-ul pentru acel proiect, în care am motivat faptul că datorie, e vorba de datoria la rotundă, nu de altceva. I-am spus că aceea nu e datorie restantă, ci eșalonată, prin hotărâri judecătorească. Cei la FMI nu au fost să ținem cont de chestia asta. Ne judecăm, ca să știți. Pentru iluminat ne judecăm. Proiectul de gaze la CNI, vă spun sincer, că nu am habar, nu știu nimic și nu m-a contactat nimeni niciodată în sensul. Nu ne-a prins la gaze. Știți că ne-am întors, deci din alimentare cu gaze naturale, ne-am întors înapoi și ne-a spus că a venit norme de la Uniunea Europeană care se spune înființare, sistem inteligent de gaze naturale. Și aveam rapide. Și când am prins, deja, da, deja ne scosese pe la. Asta e și viața mea. Da. Mai aveți să mulțumim. Domnul Mișan?
Domnul Grant, am avut talabeatul ăla care i-a spart casa, a fost la una alta. E bine, nu e nicio problemă. I-ați cumpărat niște tablă. Nu cumpărat, și-o cumpărat eu. Și-o cumpărat eu, da, ok. Dar știți cum, este unul mai necrăjit un pic, ar trebui o ușă și un geam, nu neapărat noi, panțărul. Stă dincolo de potului, cum nasul... Ideea asta. Da, trebuie o ușă și un geam, dacă o găsiți undeva și cu băieții ăștia, să-i montă veli și bolav, și nu e așa bătrân. Ba, nu știu, deci ceva de la prea multă, multă nu pasă de bun. Ar fi bine să... O să ne interesăm. Poate găsiți undeva, de la ceva care nu mai folosești, un geam și o ușă, nu-i... Am înțeles. Cu băieții de la așa, de montează imediat, nu ar fi. Cam atât. În general, la teren se lucrează foarte bine. Domnul Găman? Sper că te vină. Doamna Vărlan? Păi, nu. Domnul Tătaru? Am vorbit într-un ședință. Domnul Panțăru? Domnul primar, ulița de la Toma, la Deac, toți se plâng oameni că nu urcă mașina din noi. Ar trebui îndulcită panta aia la Andrie și acolo, ca să poată să treacă. Auzi că vin la primărie, nu luam mașina din noi niciodată bunul de acolo. În primul rând, au container acolo, n-are cine să-l ia gunoiul. Doi la mână, când mă duc să-l tai crengile alea, este un moșneguț acolo, care zici că dacă îi tai crengile alea, i-am tăiat din restul ăsta de viață. Dar nu trebuie să ne luăm după tot. Ce e în domeniul public, să curți. Da, da, așa, nu m-am luat nici după un spătar și mă recam la poliție. E vorba și de cum înțelege cetățeanul. El vrea să-i crească și stejar în față, dar sigur ce și mașina de gunoi. Am vorbit cu domnul respectiv. Când, știți când i-am făcut curat? Când a căzut firul de curent acolo, peste el nu putea ieși de acasă. Am stat de vorbă cu el. Da, 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 și când s-au dus băieții ca să tai, mai să iasă cu... Păi nu. Panta aia acolo trebuie îndulcită, exact la el, pentru că eu sunt înălțat foarte tare și cu mașina e foarte greu de urcă. Și o salvare urcă greșeasă, deci e rău acolo. Ei iau un tomberon de gunoi pe care noi îl înlocuim sistematic, în clipa în care se umpli, duce bunul excavatorul, lasă unul gol, îl scoate în centru. Deci nu trebuie să ducă mașina de gunoi special pentru ei acolo. Unde mașina de gunoi nu poate ajunge, să știți că am creat infrastructură și facilități prin care noi ducem tomberon de la Metallic, la 2-3 săptămâni când se umpli, îl înlocuim cu unul și îl scoatem pe ăsta la zonă unde poate să le ia mașina de gunoi. Deci asta la mine nu stă în picioare. Cât despre drumuri în general, o să ajung pe toate drumurile, dar ați văzut că am 7 băieți, două scăpătoare, un autocamion și 4 necalificați. Și sub traversarea aia, dacă nu am auzit, dacă reușim să facem, e foarte bun. Că încep acum ploieri în toamnă și a dus cu tot drumul până la domnul Cornel la Val și până în partea aceea. Știi ce n-aș vrea să o fac? Să spun sincer, pentru conducta aia de-a trebuie scoasă. Ea nu a răspuns la probele de presiune. Și dacă mă apuc să fac drumul acum acasă, după aia să vină el la firmă când s-a apucat de lucrarea de apă ca să scoată, să așa, să muncesc degeaba, parcă fac și eu, nu prea îmi place așa să... modul de două dintr-un loc. Deci, conducta de la Motocești jos nu corespuns la probele de presiune. Deci trebuie înlocuită. Eu intru, fac drumul și când o să vină firma de apă, vine, o să apă și mi-o scoate, ca să o pun la apă. Numai sub traversarea, dar aici am venit la facem. Drumul, lăsăm așa. Și cu sub traversarea, trebuie discutată cu vecina aia de acolo. Da, ei sunt de acord. Ține de acceptul să dăm mâinul la ea în bucată. Ei sunt de acord, am vorbit cu ei. Bună. Capătul de țeava care vine de la temelia către plătinata la școală și de acolo se face distribuirea sus și în jos către Motocești, este bună la presiune sau...? Nu, nu are răspuns la problemă. Acum, domn Cornel, poți trece la varianta care a fost în proiect, că era mai bună, că la Mihalea la Vale, deci de la Mihalea către școală, exact panta mare care este, care este o crevasă, cred că de peste jumătate de metru, cred că se vede țeava. Dacă ea va fi cu apă și vine iarna în ghețul, vă dați seama că nu o să aibă Motocești și până ta niciodată apă, că e țeava care alimentează tot. Deci trebuie gândit, părerea mea, trebuie gândit traseul. Asta o să vedem cu proiectantul, cu dirigintele de șantier la momentul respectiv, dacă o să dea dispoziții de șantier care schimbă. Și mai scurt, dacă trebuie, e de la... Trebuie revenit la forma inițială. Când proiect, dacă eu rețin bine în minte, adâncimea era parcă un metru, 1,20 m, așa a dat proiectantul pentru zona noastră. Păi de acolo, dacă are 20 cm și dreapă, la un îngheț, vă dați seama că și dacă s-a pus dopul de gheață, aleluia. Și anțul ăla mereu spală, mereu spală. Acolo și jos la Eugenul Chermoș, unde a făcut noi drumul cu triunghiuri, știți că e șanțul acolo că eu fac. Pământul care este acolo este pământul ăsta cu calca, unde e traversarea aia.
Acum, dacă vin o ploaie mare, am luat și conducta de acolo. O să vadă la momentul potrivit proiectantul cu dirigenții de șantier, cu constructorul. Dacă se poate corecta, ar fi extraordinar. De futur se poate corecta, nu e imposibil. Da, atât. Mulțumim, mai avea ceva cu drumul, dar lăs pentru domnul Vici. Dacă tot am discutat astăzi despre garda de mediu și despre gunoaie, aș veni cu propunerea să punem în toate punctele sensibile unde se aruncă gunoaie, să punem afișe din acelea sau pancarde cu depozitarea gunoaielor interzisă, cu amendă, cu repercusiuni. E firma de cap. Avem firma. Să mă prestemi, domnule, la postul de poliție, trebuie să fac plângeri penale, ori pentru distrugere, ori pentru furt. Dacă n-am mai pus cel puțin în vreo 15, adică deci eu prima tot am pus, să știți că educația lipsește cu desăvârșire. În schimb, dacă ați observat altceva, se trage fibra optică pentru camere, eu să mă întrezi camere. Și după aia, după aia o să stăm de vorba altfel. Camerele sunt în punctele sensibile. Deci vă asigur eu, camerele sunt puse în puncte sensibile, unde nu este linie de curent de energie electrică, se alimentează fotovoltaic, sunt micuții, nu se văd, dar văd ce trebuie. Mă duc vreau așa în capul ta și acolo. Deci vă spun eu să le puneți. Da. Fac și poze? Orice. Diferenții Dumnezeu pe ea care nu-s fotogenici. Trebuia avut mare grijă la Cernușă, în Pătrășcani. Când m-au drotușul acolo, se aruncă multe gunoaie și aruncă... Nu mai sunt. Se spune. Nu, dar băieți, știm zonele, vă dați seama că le știm. Dau tot pe cap și trei amenzi. Doar zi de asta. Doar asta, s-au dat trei amenzi. La noi de cinci. Pe zi. Duminică erau, am trecut acolo și era plin de gunoaie. Și un al doilea lucru, școala din Pătrășcani. Aș zis să facem ceva, nu știu, să înlocuim ușa aia din spate, să facem una metalică, să, nu știu, să o blindăm, să-i facem un grilaj. Pentru că tineretul găsește ceva atractiv acolo înăuntru. Și o tot spart, dar nu știu ce poate fi atractiv acolo, nici nu vreau să-mi imaginez, dar o sparg. Și eu știu, de la o țigară să nu iau foc. Cine știe ce Dumnezeu face. Acolo trebuia să fie tot biroanele alea care... Dar să așa, dar să așa. Tot acolo. Adică un post. Eu le-am pe acolo. Din izbor să-mi dau prima. Da, o să vedem ce putem. O să vedem ce putem. Vă rog, vă rog, vă rog. Da, vă rog, facem. Acolo ce-mi faci să avem șurile. Cine vă oprește? Ca să-mi faci proiectul, aprobăm, Domnul primar, în legătură cu piesele de care au venit pentru locurile de joacă, am văzut că ați început să luați din ele, s-au început să se monteze ceva sau... Da, s-au montat la grădiniță, la Gorapăi, cum v-am spus, am locuit acel parc vechi, dezansamblat. Firma care ni le-a livrat, deși nu i-am solicitat expres lucrul ăsta, vor să vină să ne ajute la montaj. Doar că asta a venit o zi de comun acord, să vină să ne arate, să ne arate cum se face montajul, ca să le putem pune în operă. Așa cum v-am spus și reiterez, o să fie unul la Pătrășcani, un loc de joacă, nu unde. Un loc de joacă la Pătrășcani, unul la Capăta și unul în Păltinata, la școală acolo jos. Nu sunt foarte greu de pus în betoane, dar dacă cei de la firma respectivă au specialistul care ne poate arăta și ne poate ușura munca, deci sunt în profit. Fai ales că nu-mi iau bani. Da, domnul, mai aveți ceva de spus? Da, dacă avem vreo șansă în următorii 2-3 ani de zile să vedem și noi strada Trotușului asfaltată? Strada Trotușului? Da. Nu. Mai aveți domnul? Implementați programul de
din Andrale. Singurul proiect în acești 4 ani. Domnul Mihai, am lăsat și cu mine să spunem. Cine e? M-am lăsat la urmă. La școală la Dumbrava. Voi am acel podeț acolo care face traversarea din la uliță, trebuie totuși pus podiețul ăla că... Am vorbit cu domnul Panțăr, o să adaptăm acel proiect care vă spuseți că facem la ulițele de la Temelia, îl adaptăm la dimensiunile de acolo. Deja mi-a ieșit în ședința următoare, să aprobăm și este vizul pentru acel mal care v-am spus din sprijin. Așa și o să le corelăm împreună ca lucrare. Și ați mai promis la băiatul cu centrala acolo că l-ajutați cu un pic buldog. Să întindă, să poată să facă o scurgere. Oricând are nevoie, mă sună și dispus să-i dea unul de ajutor buldo excavator și buldo excavator merge și-l ajută. Oricând e hotărât să mă sună și... O să aduceți o țeavă să faceți un pic de scurgere, că vine apa de acolo, lângă teren. Da, să o dăm pe terenul vecin. Domnul Spătaru. Domnul Spătaru, da. Așa o să. Oricând domnul Spătaru. Acum trebuie să profităm când nu știe la care a cumpărat terenul, să-i băgăm acolo, scurge. Și da. Colegele de la Temelia, de la școala Temelia, au o rugăminte la dumneavoastră. Da. Vin cu mașinile personale la școală. Așa. Nu au unii să le parcheze. Dacă ați putea un pic pe lângă șosea, făcut nu știu cum, acolo spuneau ele, iau o soluție, sunt mai umpli un pic ca să poată să iasă de șansare. O să vin să dea o soluție, găsim? Dar n-am putut să-și poate mântea. Nu trebuie așa la rea. După ce va fi caracterul de sport, el e prevăzut vreo 6 metri de scări. Și m-am gândit numai la profesorat. Parchează jos și dimineața și altfel intră cu stilul nou la clasă. O să vin să văd, vorba că nu-mi dau seama cam ce bolie se fac să fie și cât de cât am curat într-un oarecare legat, dar nu mă trebuie să vorbim la față. Dar oricum, mașinile la Temelia, mașinile la Temelia, mașinile la Temelia, o să rămâne surprins. Nu există sancțiuni în lege. Pentru ce? Pentru modul de a parca. Legea vorbește de drumurile naționale și europene. Legea țară de aia, să vedeți. Acesta este drumul județean. Iau drumul. Mulțumim, să vă mulțumim.